A treia duminică din luna iunie a devenit prin hotărâre de guvern ziua lucrătorului medical și a farmacistului. Astfel, reprezentanții tuturor instituțiilor medicale din raionul Florești, 66 la număr, și-au lăsat halatele albe în cabinete, au îmbrăcat haine de sărbătoare și au venit pentru câteva ore să celebreze oficial ziua lor profesională. Câți ani lucrați? Lucrez de 17 ani. Și în cei 17 ani, care ar fost cea mai mare problemă cu care v-ați confruntat? Probleme majore n-am întâlnit, deoarece acum suntem salarizați la termen. Avem condiții de muncă satisfăcătoare, așa că sperăm și la mai mult și la mai mare. Așteptăm să fim felicitate, nu mai vrem măcar o zi de sărbătoare, fără mari emoții. Întâlnirea în spire de sărbătoare a fost dirijată de conducerea instituțiilor medicale din raion. A fost prezent de asemenea și președintele Consiliului Raional Florești, Ruslan Zelenenko. Oficialii de la Ministerul Sănătății au fost așteptați, însă nu au reușit să ajungă. În schimb, au desemnat cu diplome unele instituții floreștene pentru contribuția prodigioasă în folosul societății. Centrul de Sănătate din Rădulenii Vechi și Sănătău, că au ocupat locul 1 și respectiv 2, iar locul 3 i-a revenit farmaciei Centrelor Medicilor de Familie din orașul Florești. A fost creată o comisie și împreună cu colegii mei am decis persoanele, desigur că merită toți, fiindcă toți sunt cu adevărat buni, este foarte greu de selectat, însă au fost selectați cei mai buni, cei care merită cu adevărat. Și ne bucură foarte mult că astăzi avem un prilej de a spune un cuvânt și un mesaj de felicitare pentru colegii noștri, un mesaj de apreciere. Desigur că astăzi nu este locul și momentul pentru a aborda diferite probleme. Printr-un minut de reculegere a fost comemorată și amintirea tuturor lucrătorilor medicali din raion care nu mai sunt în viață, dar care sunt ținuți minte de pacienții tratați, cât și de colegii care activează în domeniul medicinei. La noi vine lumea nu din dorință, dar din necesitate și, într-adevăr, de bunăvoie n-am gândit și un pacient să fie acolo. Noi anual tratăm în jurul la 13.000 de pacienți, asta 13.000 de oameni care vin cu suferință, cu durerea lor și, fără vorbi, eu mă bucur că majoritatea covârșitoare vine satisfăcuți. Am adus și cifre că anual undeva vreo 200-300 de oameni noi salvăm de la moarte, înseamnă că undeva la jurul 3-4.000 sunt pacienți foarte gravi, cărora le întoarcem sănătate și posibilitatea de comunica cu cei dragi. Un cadou demn de bucurie este știrea prin care Ministrul Sănătății Andrei Usat îi menționează că de la 1 iulie curent vor fi majorate salariile lucrătorilor din medicină cu 10% și că toate unitățile medicale din țară vor fi modernizate. În raionul Florești activează 46 de medici de familie în cele 66 de instituții, în 13 centre de sănătate, 28 de oficii ale medicilor de familie și 25 de oficii de sănătate, dintre care doar 30% dispun de echipament medical modern.